Pe lângă distracție, festivalul de muzică Untold va avea anul acesta o componentă socială. Criza de sânge din spitalele din țară i-a determinat pe organizator să ia decizia răsplătirii tinerilor donatori cu reduceri la festival. Donațiile se pot face în toate centrele de transfuzii din țară. La Târgoviște, criza de sânge se resimte foarte mult. Sunt zile în care vin doar 10 donatori. Noțiunea de stoc este așa ceva, o poveste, că nu mai rămânem cu nimic în frigider. Mai ales pentru cei care se internează la București. Acum, în perioada asta, nicăieri nu mai stă bine colecta. Sunt zile în care avem 10 donatori, sunt zile în care avem 50 sau 60. Cei care donează primesc o reducere pentru biletele de la Untold. Cum se procedează? Vin, donează? Sau? Vin, donează și pleacă cu codul de donare și de, se interesează, pe intră pe un site și văd acolo cum obțin de la, de unde se cumpere biletele reduse. Scopul campaniei Pay with Blood este de a determina pe tineri și nu numai să vină la centrele de transfuzii din țară și să doneze. Aceștia vor primi și o recompensă, reducerea de 150 de lei la prețul unui bilet sau la prețul abonamentului la cel mai mare festival de muzică electronică din România. Ideea încântă pe tineri și mulți consideră că cei care vor să se distreze, dar se temeau sau erau reticenți în a dona sânge, au acum un motiv în plus. Untold va avea loc în perioada 4-7 august, iar pe scenă vor urca DJ celebri. Ce părere ai de cum s-au gândit să motiveze tinerii? Păi este o părere bună, pentru că toți tinerii asta intenționează, pentru distracții și tot fel. Deci pentru distracție ar veni da, să-și da, doneze aici, ar da, motiva. Da. Eu zic că e o chestie bună, na, pentru cine interesează. Pentru cei care, pentru tinerii motivează mai mult să vină, crezi că dacă au recompensă? Bănuiesc că da, dacă îi interesează treaba asta, bănuiesc că da. Spitalele din România se confruntă cu o criză acută de sânge de câteva luni. Din această cauză, multe intervenții chirurgicale au fost amânate și pacienții își așteaptă rândul la transplant. Cei care au nevoie urgentă de sânge apelează la rude și apropiați. Este și cazul doamnei din imagine, care a venit să doneze pentru o cunoștință. Un scop personal sau doar ca să faceți un bine? Da, să fac un bine la cineva. Este da. Prima dată? Prima dată, da. Aveți emoții? Puține. Puține, da. Ați auzit de criza de sânge din România? Da, da, am auzit. Da. Și atunci rudele apelează la cei apropiați? Da, la cei apropiați, da. Femeile care vor să doneze sânge trebuie să aibă peste 50 de kilograme, iar bărbații cel puțin 60. Toți donatorii trebuie să fie odihniți atunci când vin la recoltare și neapărat să mănânce înainte și să nu consume alcool cu 48 de ore înainte.